Bună, eu sunt Nicoleta și bine ai revenit pe canalul meu. Astăzi avem în meniu machiajul meu de zi cu zi, pe care îl realizez în jur de 10-15 minute. Nu am timp dimineața să stau, să mă aranjez, să pun gene false, să fac o grămadă de chestii, pentru că îmi place să dorm mai mult și îmi place să stau la cafea și să-mi savurez cafeaua de dimineață. Iar ultimele 10-15 minute le las pentru machiaj. Asta dacă apuc să mă machiez. Nu credeți că mă machiez în fiecare zi la lucru. Dar dacă mă machiez, cam acesta este machiajul cu care ies eu din casă. Și dacă vrei să treci de la fața asta la deci, să-i dăm drumul. Deja mi-am pregătit fața, cremă de o cremă SPF și pentru că eu am tenul foarte gras și încă nu am găsit nimic ca să-mi țină sebum sub control, voi folosi două primere. Primul produs pe care îl voi folosi este acest serum de la Balea. Este un serum pentru menținerea uleiului sub control. Nu știu dacă chiar funcționează sau nu, îl folosesc de foarte puțin timp și o pompiță îmi ajunge și îmi place să îl pun pe zona T. Al doilea primer este Make Up Forever, primerul lor pentru matifiere, pe care la fel îl voi aplica în zona T cu mișcări de tapătare. Îmi place să mă asigur că tot produsul este tapătat în piele. În machiajul de zi cu zi nu folosesc fond de ten sau dacă folosesc, încerc să folosesc unul cu acoperire foarte mică cât să uniformizeze tenul. Astăzi voi folosi această cremă de la Balea, Ten Perfection Magic Creme cu protecție solară 10. Aici scrie că are o tehnologie cu microcapsule și am crezut că este o cremă aceea magică. Nici prin cap nu mi-a dat că această cremă, datorită capsulelor acelea, are culoare. Și mi-a murdărit toată pe bluza mea albă, dar mi-a plăcut și o folosesc cam zi de zi. Este o cremă albă și în contact cu pielea va prinde o nuanță a tenului. Uniformizează culoarea tenului foarte, foarte frumos și am pus foarte puțin, dar am impresia că mai puțin decât puținul acela trebuie să aplic. Tenul meu arată pe departe de a fi perfect, dar pentru un machiaj de zi cu zi chiar nu caut foarte mult, foarte multă acoperire. Mai am câțiva prieteni care vin, câteva pete, dar pe mine chestia asta nu mă deranjează pentru că asta sunt eu. Aplicarea unui concealer. Iar astăzi voi folosi Maybelline Master Conceal. De obicei acesta îl folosesc. L-am și luat expres într-o nuanță mai închisă ca să se potrivească cu tenul meu, nu una mai deschisă, că nu vreau să iluminez nimic. Vreau doar să ascund niște cearcăne și niște prieteni pe acolo care au venit în vizită. Voi lua direct și voi aplica în zona cearcănelor și pe unde mai am prieteni așa. Și voi începe să-l blendoiesc cu un beauty blender deja umezit. Cum puțin. Foarte mult îmi place acest concealer, chiar nu mă așteptam să-mi placă atât de mult. Cu ce am mai rămas pe beauty blender de la concealer, voi încerca să mai estompez. Am grijă ca concealerul să fie foarte bine blenduit, să nu se vadă diferența între zona unde am concealer și zona unde nu am concealer. După acest pas voi reveni cu pudră și voi folosi One Heck of a Blot de la Soap & Glory, tot cu burețelul umezit. Această tehnică parcă nu încarcă tenul atât de mult
și sinceră să fiu, dimineața nu am timp să folosesc mai multe pudre și cum am tenul gras, voi folosi această pudră pe toată fața. Iar partea mea preferată este aceea de a aplica un bronzer. Acesta este un bronzer de la Art Deco, în ediție limitată, care este foarte mult iubit, s-a spart, avea și o oglindă, miroase foarte bine și, cum vedeți, este foarte, foarte mult iubit. O pensulă mare, pentru că este partea mea preferată și nu voi fi deloc zgârcită cu acest produs. Încep cu fruntea și voi aplica produsul fără să-mi fie rușine, fără să-mi fie frică. Nu mă musc în cameră, că nu-mi dă puteți clipa. Și aplic exact pe părțile unde de obicei mă trebuie. La o pensulă de ochi mai măricică, același bronzer, și îl voi aplica în pliul ochiului pentru a defini puțin și ochiul. Nu am timp dimineața să stau să caut farduri. Singurul pas care poate să-l fac, pot să-l fac extra, este să aleg un fard mai închis decât bronzerul. Dar de obicei nu am timp să fac chestia asta. Mă asigur să fie totul blenduit. Voi lua o pensulă mai mică, tip creion, pentru pentru linia genelor inferioare. Și ca să fiu extra, deși nu fac acest pas zi de zi, voi lua un fard mai închis la culoare. Este NYX Dance with the Ties. Aceeași pensulă, că n-am timp să caut acum pensule. Și voi aplica în pliul pleoapei. Jos. Voi lua pensula mare și voi blendui. Pe pleoapă, de obicei, folosesc ceva glam, scripitor, shiny. Și de obicei merg cu această culoare de cupru. Dar pe Instagram am deja un filmuleț în care vă arăt cum folosesc acest produs. O să vă las linkul în descriere sau îl pun pe aici, pe undeva pe ecran. Este foarte frumoasă culoare, rezistă foarte mult timp. Adică odată ce l-am aplicat nu mai trebuie să-l setez cu niciun fard praf. Și îmi place foarte mult și efectul care îl dă, se potrivesc cu ochilor verzi și albaștri de minune. Dar pentru astăzi am să vă arăt alt combo care îmi place foarte mult. Este vorba de un creion, fard creion de la Essence, 2-in-1, eyeshadow și eyeliner waterproof în nuanța, nu știu ce nuanță, Peach Perfect. Și arată cam așa. Problema cu acest produs este că trebuie neapărat setat. Eu, având pleoapa lăsată, se transferă automat sus și se face urât. Probabil dacă aș avea timp să stau să se usuce, n-aș mai avea problemă, pentru că aici l-am pus, aici stă după ce se usucă. Acest produs îmi place să-l folosesc la fel de linia apei pentru a-mi deschide ochii. Iau pur și simplu creionul pentru că n-am timp să stau să fac totul perfect. Și aplic pe toată pleoapa. Voi vedeți ceva? Și aplic pe toată pleoapa. Și îl voi seta cu Wet n Wild Trio Walking on Eggshells. Voi lua o pensulă plată. Dacă am timp, umezez pensula, dacă nu, merg cu ea uscată. Și voi seta acel creion. Culorile sunt asemănătoare. Pentru că nu am timp să aleg altă nuanță pentru a-mi ilumina colțul interior, voi folosi aceeași nuanță, aceeași pensulă. Voi lua din nou creionul și îl voi aplica pe linia apei.
machiaj ochilor. Pentru sprâncene nu am timp să stau, să mi le fac frumos și așa mai departe. Voi folosi în schimb două geluri de setare a sprâncenelor. Unul este cel de la Benefit Give Me Brow, care este mai închis, iar al doilea este L'Oreal Brow Artist Plumper, este mai deschis. Cel închis îl voi folosi pe exteriorul sprâncenei din prima, pentru că, cum am spus, n-am timp să stau, să creion, pudră și așa mai departe. Iar în interior voi veni cu acest gel, care este puțin mai... Este puțin mai deschis. Nu-mi place să vin cu o culoare atât de închisă în, la baza sprâncenelor. Dacă cumva am greșit ceva, revin cu o pensulă, o periuță, peste tot. Dacă am timp, voi folosi și blush. Acesta este Catrice Sunrose Avenue. Acesta este blush-ul meu preferat. Deci nu cred că a existat un machiaj pe care să-l fac și să folosesc alt blush. Voi aplica destul de repede. Cum am spus, dacă am timp, dacă nu... Face că dă și așa un aspect sănătos și strălucește și îmi place și culoarea foarte, foarte mult. Pentru un machiaj de zi cu zi îmi place să folosesc un rimel maro, iar astăzi voi folosi Maybelline The Colossal Volume. Așa o diferență mare poate să facă această ustensilă. Foarte mare. Dacă mă voi duce la lucru în ziua respectivă, voi alege o culoare mai cumințică pentru buze. Iar acesta este rujul meu preferat de zi cu zi. Este de la Rimmel London, nuanța 103. Stați liniștite că deja mai am vreo două neîncepute. Este așa un roz foarte, foarte frumos și ăsta îl aleg pentru zilele în care mă duc la lucru. Cam așa arăt. Iar dacă vreau ceva mai puternic pe buze, datorită aplic machiajul ochilor, este atât de simplu și în general tot este simplu pe față, voi alege o culoare mai puternică, mai stridentă, dar de obicei tot timpul merg pentru un roșu sau o culoare asemănătoare. Iar astăzi voi folosi MAC în nuanța Feel So Grand. Se întâmplă foarte des dimineața, înainte să plec la lucru, să uit să-mi setez fața. În zilele când mă pregătesc să merg în oraș sau așa, nu uit, dar când sunt pe fugă, uit tot timpul să-mi setez fața. Astăzi voi folosi Urban Decay The Sleek Makeup Setting Spray Oil Control. Cam acesta este machiajul meu de zi cu zi, simplu. 10 minute, sunt gata. Probabil acum a durat mai mult pentru că caută produsele, ai grijă să filmezi, să fii în focus, dar de zi cu zi durează mult mai puțin decât atât.
sper că v-a plăcut și lăsați-mi cutiuța cu comentarii care este machiajul vostru de zi cu zi sau puteți să mă tăguiți pe Instagram cu machiajul vostru de zi cu zi sau să mi le trimiteți pe Facebook. Aș fi tare curioasă să văd cum vă machiați voi zi de zi în 10 minute, mai ales dacă ne place să dormim mai mult și nu avem timp să stăm să facem o față din aceea full glam. Dacă ți-a plăcut clipul de astăzi, nu uita să te abonezi canalului meu înainte să pleci pentru a fi la curent cu toate clipurile care eu le postez. Nu uita să mă urmărești pe Instagram, Facebook și Snapchat. Sper că ți-a plăcut clipul și până data viitoare să rămâneți la fel de frumoase!